Ne păstrăm și noi acolo banda? Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat! Bă! Eu stai, mă, că aici sunt treșeri, mă! Ia! Bă, astăzi nu e nimeni cu țigla pe casă! Mă las și pe mine să dau de a 1 și mie și mie motocicletă de viteză eventual? Nu, pe românește să pune bă mâna pe carte, bă, și învață, bă. Învață, bă, că nu ți-e nimeni, bă, cartea de sub nas, mă. Motorul ți-l ia, vezi dacă nu înveți. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider și astăzi filmăm. Punct. Au spălat ăștia șoseaua iară, s-au dat drumul la... Țărăitorile astea după margine. Băi, ce veniți bă așa în viteză? Oaf, câine oaf. Bă, dar ce e aici? Ce se întâmplă pe strada asta? Dragilor, astăzi avem un episod mai sensibil așa pentru unii dintre noi. Și aici mă refer la cei care vor să dea de motocicletă. Motorider știe că tu vrei să dai de motocicletă. Ești un nebun și un teribilist și un neîncrezător în tine. Și o să vedeți de ce spun neîncrezător în tine. Pentru că ține foarte mult încrederea în tine ca să dai de motocicletă. Sau ca să, cel puțin, ca să te lase să dai de motocicletă. Bebe la bord. Salut, bebe la bord. Ce faci, bebe? Bă, dar bebe, uite, vezi. De ce n-avem și pe motocicletă bebe la ghidon? Mi-a scris foarte mulți despre tema asta. Eu am mai făcut videoclipuri în trecut și mi-am spus părerea despre A1 și motocicletele pe care le poți achiziționa. Acel videoclip totul despre A1 pe care îl recomand. Și mai mult de atât, aș vrea să fac un videoclip în care să vedeți din punctul meu de vedere și cum se vede treaba asta din exterior. Adică ai 16 ani, da? Ok, ai 16 ani, vrei să faci lucruri faine, vrei să te dai cu motocicleta și vrei cea mai puternică motocicletă. Mi este puțin mai greu acum să vorbesc despre subiectul ăsta pentru că l-am filmat deja odată. Era destul de întuneric și nu se mai vedea nimic, nici eu nu mă mai vedeam, se vedea așa o reflexie din mine. Cum să vorbești cu părintele în momentul în care vrei să dai de motocicletă de A1 sau cum să-l convingi să te lase să dai de A1? Că aici sunt mai multe stereotipuri de oameni. Și mă refer aici la cei care au 16 ani și vor să-i lase, între ghilimele, să dea de A1. Dragilor, aflați că toți părinții vă lasă să dați de A1, de motocicletă, de 125 de centimetri, dar nu toți o să vă cumpere acea motocicletă și de asta nu vă lasă, pentru că ori n-au bani, ori nu vor să vă lase să mergeți pe motocicletă. Ce este de făcut în cazul ăsta? Bă, prea multe nu sunt de făcut. Prea multe sunt de făcut la cei care vor să se dea pe o astfel de motocicletă și să conducă o astfel de motocicletă. În momentul în care vrei să vorbești cu părintele tău, trebuie să fii conștient că părintele ăla își pune copilul în pericol, dar și banii la bătaie. Cu acei bani el poate să ia o țeapă la o motocicletă, nefiind și neștiind nimic despre domeniul ăsta. Dacă în schimb ai fi tu... Ne ține și noi banda? Nici nu știu de unde să o apuc. Hai să o apucăm așa. Tu, băiatule sau fatule, femeie la 16, vrei să te duci să vorbești cu părintele și îi spui că vrei să dai de A1. Nu e de ajuns să te duci să îi spui: mă lași pe mine să dau de A1 și mie și mie motocicletă de viteză eventual? Nu. De ce o să zic că nu? Pentru că sunt foarte multe greșeli pe care le facem noi în momentul în care mergem să le cerem motocicletă de A1. Greșeli precum ar fi: îi cer să-ți ia motocicletă de viteză, îi cer să te lase și pe tine să mergi cu motocicleta și te vede că te uiți la videoclipuri de MotoGP, te vede că te uiți la videoclipuri foarte agresive, pur și simplu asta în psihologia umană nu dă bine. De ce? Pentru că ce-i transmite asta părintelui tău? Îi transmite că tu vrei să mergi cu viteză, tu vrei să mergi tare și că practic ești
un necioplit care vrei să te dai cu motocicleta tare. Iar niciun părinte nu o să ia copilului o motocicletă sau să-l lase să dea de permis măcar, dacă nu crede în el, dacă nu îl vede matur. Și tocmai asta, la asta vreau să ajung, că trebuie să lucrați la voi ca să vă maturizați și ca să vedeți și din alte puncte de vedere problema din exterior. De ce din exterior? Pentru că din exterior poți să vezi, băi, ce gândește părintele meu în momentul în care eu fac lucrurile astea sau eu spun lucrurile astea. Și atunci, sunt tot felul de motociclete care nu sunt de viteză. Indiferent că e el 225 și inclusiv dacă e chopper sau de viteză, du-te tati, du-te tare. Dacă e chopper sau de viteză, e vreo diferență. Nu-i spuneți că nu e nicio diferență la 125, pentru că el vede în viitor. El vede cum o să mergeți cu motocicleta aia, indiferent ce ar fi ea. Indiferent, da? În altă ordine de idei, dacă vrei să începi discuția puțin mai diferit, spune că, băi, uite, m-am gândit, aș vrea să strâng și eu niște bani, să vreau să te ajut, dacă vrei să mă ajut și tu pe mine, să-mi achiziționez plăcerea asta, pentru că până la urmă e o plăcere, nu o nevoie la 16 ani, numai dacă ești navetist sau chiar ai nevoie de o motocicletă, atunci poți să zici, băi, da, vreau să-mi fac plăcerea asta, uite care sunt datele problemei, sunt matur, eu cred că o să merg bine, sunt sigur că o să pot să fac lucrul ăsta în siguranță, nu-mi place viteza și vreau să merg sigur, vreau să ajung la destinație și vreau doar să mă bucur de plăcerea de a merge pe două roți. Dacă ea spune în felul ăsta, atunci da, problema s-ar pune altfel. Dar pur și simplu, dacă vrei să mergi pe motocicletă, nu-ți trebuie o motocicletă de viteză, pentru că găsești puterea unei motociclete și pe altă motocicletă, indiferent ce e ea, nu trebuie să fie neapărat de viteză ca să prindă viteză. Credeți-mă, sunt foarte multe motociclete. Inclusiv tâmpenia asta, bulldog-ul ăsta pe care l-am eu, nu este o motocicletă de viteză, are motor de 1100, dar este un motor slab de 1100 față de alte motociclete de 1100, să fim sinceri. Dar inclusiv și asta, slabă pentru clasa ei de capacitate cilindrică, tăticul este o motocicletă puternică, adică dacă te dai la ea, se ridică și pe roată și are putere să te ducă, dar nu-ți trebuie atâta putere. La 125 nu e vorba de așa ceva, e vorba mai mult de percepția părintelui și asta vreau să vă spun. Pentru că părintele, în momentul în care te vede că îți place lucrul ăsta, băi, da, atunci o să investească în tine, o să investească în pasiunile tale și în ceea ce îți place, pentru că tu ești puiul lui și sper că nu se uită vreun părinte acum, dar asta e realitatea, serios, chiar asta e realitatea. Vrei să-i oferi copilului tot ceea ce ai tu mai bun. Este de încercat și motociclismul, cel puțin poți să-l lași la școală și vezi dacă e examenul, da, atunci înseamnă că poate să meargă pe motocicletă, are puțin habar despre treaba asta, este hobby-ul lui și da, poate să meargă mai departe. Puteți să le propuneți inclusiv asta părinților. Băi, lăsați-mă să dau de motocicletă, vedem dacă iau școala și dacă iau școala, atunci punem problema să-mi iau o motocicletă sau nu. În momentul în care părintele o ține cu nu, 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 nu și iar nu, problema poate să fie în două părți. Una, ori la părinte, ori la voi. La voi, de ce? Pentru că ne întoarcem la ce am spus mai devreme. Ori nu sunteți voi destul de ciopliți, între ghilimele, adică șlefuiți ca să fiți destul de matur, să înțelegeți ce este aia o motocicletă și care sunt pericolele, sau inclusiv asta puteți să-i spuneți într-o discuție, băi, înțeleg care sunt pericolele, știu, îmi asum și vreau să fac lucrul ăsta. Și atunci, dacă este problema la voi, ar trebui să lucrați la voi, să vă maturizați, să vedeți, pur și simplu, pe românește, să pune, bă, mâna pe carte, bă, și învață, bă, învață, bă, că nu ție nimeni, bă, cartea de sub nas, mă, motorul ți-l ia, vezi dacă nu înveți. Revenind la ale noastre, problema poate să fie și la părinte. De ce m-am enervat, nu știu, dar poate să fie problema și la părinte. De ce? Pentru că părintele poate să aibă și o traumă. O traumă de, pot să zic eu așa, nu știu, de tinerețe, din copilărie, cu câțiva ani în urmă, dar există și poate să aibă o traumă. O traumă la ce mă refer? Adică ori a văzut ceva foarte brutal pe motocicletă, ori nu înțelege treaba asta cu motocicletă și atunci ar trebui să stați să vorbiți serios cu ei la masă și chiar dacă vă spune nu, să insistați și să-i spuneți, băi, vreau să vorbesc cu tine. Iar revenind la ce spuneam mai devreme, treaba asta cu trauma este destul de dificilă. De ce? Pentru că un părinte poate să aibă trauma de a pierde pe cineva din viață sau a văzut ceva destul de violent cu motocicleta sau pur și simplu i s-a părut lui
sportul ăsta destul de periculos. Toate astea fac parte dintr-o traumă pe care un om le trăiește și cum puteți scăpa de treaba asta este pur și simplu numai prin comunicare. Să comunicați cu el, să-i spuneți, băi, uite, eu cred că tu ai o traumă în chestia asta, vreau să scap de ea și vreau să vezi și punctul meu de vedere și haide să vedem dacă este ok ceea ce gândesc eu sau ceea ce gândești tu. Și până la urmă, dacă te vede așa că discuți calm cu el și că ești destul de matur pentru vârsta pe care o ai și crede că îți asumi lucrurile astea, atunci da, mai mult ca sigur părintele o să te lase să îți iei cel puțin carnetul de motocicletă. Știu că mulți dintre voi sunteți împotriva permisului la 16 ani, dar este o lege, până la urmă este gândită, este testată, că înainte se putea da de carnet de A la 18 ani, iar după studiile care s-au făcut s-a observat că mai bine se dă carnetul la 24, au full. Este mai bine așa, privind pe bază statistică din urmă a accidentelor. Deci, până la urmă, treaba asta cu A1, da, sunt oameni la 16, sunt adolescenți la 16 ani care au minte și alții care n-au minte. Dar haide să facem diferența între cei care au minte și cei care nu au. Mie îmi face plăcere să văd din ce în ce mai mulți adolescenți pe șoselele noastre, pentru că începe șoferul să fie din ce în ce mai conștient că motocicliștii există și că se află și ei printre patru roți pe două roți. Pur și simplu, tot ce poți să faci tu, dacă părintele tău este împotriva acestui sport, pur și simplu n-ai ce să faci decât să stai cu el de vorbă și să explici, nu foarte, nici să fii foarte insistent, dar totuși să îi spui, băi, chiar vreau să fac asta, hai, te rog, eu ajută-mă. Spuneți-mi și mie în comentarii ce părere aveți voi despre ce am spus eu până acum, care sunt nevoile voastre în materie de A1, adică ce motociclete ați vrea să vă luați la A1 și ce spun părinții voștri despre A1. Vă lasă sau nu vă lasă să deați de A1? Până la urmă, i-ați convins sau nu ați convins părinții să vă lase să dați de A1? Vreau să văd și răspunsurile voastre în comentarii, de ce? Pentru că poate să învețe și altcineva de la voi. Spune-ne și tu în comentarii acolo cum ți-ai convins părintele să te lase de A2 sau ce ai făcut ca să te lase să dai de A2. Învățăm din poveștile voastre. Nu uita să dai și tu un like, share și subscribe acestui video, pentru că v-am văzut eu pe voi, mă, cum faceți. Voi jumate din care vă uitați nu sunteți abonați. Ce să vă fac eu, mă, vouă? Să fac un de la, să dea cel de sus, să nu te lase să dai de A1 dacă nu dai subscribe, nu? Da, măi, dragilor, vă mulțumesc că ați stat cu mine până la sfârșit. Le mulțumesc membrilor, sponsorilor și nu în ultimul rând, nu uita să fiști un motorrider de pe www.motorridershop.ro. Iar până data viitoare, motorrider pentru tine, numai bine! Pa!